Lucrez pe partea de mobility în Accenture, pe partea de automotive mai clar, pentru că vin din ESG, deci un market tradițional pentru mobility și cred că not the new kid on the block legat de noile tehnologii și legat de tot ceea ce înseamnă inovație în, pe partea de mobility. Fac parte dintr-un proiect foarte mare care îl avem în Accenture pe partea de connected car, asta fiind și area mea de interes și area în care activez de vreo 3 ani încoace. Și mă bucur să vorbim despre asta în formatul ăsta. Salut, Adi Lupău, Fitech Plus. Eu mă ocup de proiectul City 4.0, care e, cum spuneam și mai devreme, o inițiativă în domeniul mobility. E o platformă software, mai puțin hardware, și să discutăm puțin astăzi un pic mai în detaliu despre asta mai încolo. Salut, sunt Ionuț Muntean. Eu sunt responsabil de partea de inovare și partea de colaborare cu universitățile la Centrul de Inginerie Bosch din Cluj. Tot ceea ce ține de proiecte de cross-department innovation sau proiecte de inovare sunt în sub coordonarea mea sau responsabilitatea mea și de asemenea, având funcția de overview asupra tuturor departamentelor, noi fiind o firmă de mobility solutions în general și hardware și software și servicii, am un overview general și noi o să vă prezint și din experiența mea și a proiectelor pe care lucrăm. Perfect, și atunci hai să tot continuăm cu asta. Știu că voi ați făcut, spune de studenți, aveți concursul de mobilitate pentru studenți unde primesc niște mașinuțe și trebuie să le programeze. Ce puțin asta știam, mai știu iară, bineînțeles, mașinile autonome sau, mă rog, ce ne puteți voi arăta. De obicei la Bosch, în general, tehnologia e cu 2 ani mai veche decât ce se vede. Adică dacă peste 2 ani o să vedem ce făceau ei astăzi, în general. Așa e povestea. Dar e ok. Adică. Zi-mi un pic ce proiecte de services mobility faceți. Avem, deci, pe lângă partea de condus autonom, care e una dintre direcțiile noastre principale, partea de dezvoltare software, avem și partea de connected mobility solutions. Și aici o să vă dau două exemple de proiecte pe care lucrăm în momentul de față. E partea de managementul stațiilor de încărcare, în care dezvoltăm o soluție integrată pentru diferiți operatori, în care utilizatorul să aibă un seamless experience, adică să nu depindă de operatorii pe care o să-i găsească pe traseu și din aplicația respectivă să poată să bucuiască o stație de încărcare, de asemenea să facă plata, tot ceea ce ați văzut și în prezentările de astăzi, indiferent de operatorul care este pe parcurs. Și asta este nevoie, cel puțin în perspectiva mașinilor electrice, pentru acolo îți poți planifica din timp, știi că dacă pleci de aici până în Budapesta, ai nevoie de o încărcare în Oradea în 2 ore. Și atunci în 2 ore poți să-ți bucuiești stația pentru o jumătate de oră și știi că o să fie rezervată pentru tine. Și un alt serviciu pe care lucrăm este serviciul de e-call, emergency call, în care tot așa ajutăm la localizarea cât mai precisă în caz de accidente sau de avarii. Și de asemenea, acestea sunt servicii integrat pentru că avem și serviciul de asistență telefonică. E-call de obicei nu merge la serviciile de urgență direct, ci răspunde un operator. Și avem și partea de operator, nu în Cluj, bineînțeles, dar în centrul de servicii Bosch. Astea sunt principalele servicii pe care lucrăm pe lângă alte noi proiecte pe care spuneai tu. Bun. Da, mă gândeam un pic că dacă mergi până în Budapesta cu mașina, stai să te oprești o jumătate de oră, e destul de complicat. Sau, mă rog, e ciudat. Depinde, bineînțeles, da, și de capacitatea bateriei. Cred că trebuie schimbat un pic și mentalitatea, da. Bine, Ionuț, cred că e suficient de introducere. Adrian, spune un pic, nu știu dacă vrei să mai menționezi ceva în afară de proiectul City 4.0, eventual cum se integrează cu Parking Plus-ul. Nu știu, l-am văzut pe Cristian pe aici la un moment dat, dar cred că a plecat.
Da, noi am mai avut, o tentativă în domeniul de Smart City, Parking Plus, de care spui, era un startup de, sau mă rog, care avea ca obiectiv o mai bună eficientizare a spațiilor de parcare dintr-un oraș. Să zicem că ne-am izbit într-o anumită măsură de anumită reticență în domeniul public la momentul respectiv, vis-a-vis de implantarea senzorilor, pentru că, practic, soluția tehnică era cu niște senzori care testau, mă rog, dădeau un liber sau ocupat pe fiecare loc din domeniul public, dar partea asta este doar o mică componentă, să zic așa. Noi suntem softiști, deci mai mult venim din zona asta. Cred că ce mai interesant este cum s-a fondat conceptul ăsta. Cum spuneam, noi avem undeva la vreo 20 ceva proiecte de mobilitate în istoricul companiei de prin 2010, diverse aplicații pe care le-am făcut evident inițial pentru diversi clienți externi și de acolo am învățat cam care sunt problemele cu care o astfel de aplicație se confruntă, pentru că nu e doar o chestie tehnică, e tot procesul end-to-end, experiența clientului care duce la adopție mai bună și toate celelalte aspecte. Iar ce zicea Ionuț de partea de booking pentru stații, cred că ține foarte mult de modul în care noi suntem sau ne raportăm la fiecare mod de a călători. Dacă te gândești să te duci, nu știu, de aici până în state cu avionul, nimeni nu se duce fără să-și facă booking. Adică nu-ți imaginezi că zbor în Paris și mi-au un bilet de avion de acolo. Pentru că așa ne-am obișnuit. Dacă ne gândim la mașină, te urci și te duci. Asta e o chestie care ține de modul în care au fost concepute lucrurile de la început și cumva te obișnuiești cu starea de fapt și o aplici. În domeniul ăsta de mobilitate, cred că o să se mai schimbe un pic paradigma și cred că asta e de fapt principala problemă. Cum schimbăm oamenilor anumite mindset-uri vis-a-vis de ce înseamnă mobilitate și faptul că poți să-ți optimizezi foarte, foarte mult serviciile sau costul până la urmă dacă îți faci un fel de plan. De plan. Dar voi câte, practic, câte servicii de mobilitate se integrează în platforma City? Adică am văzut că sunt agregator. Taxiul. Pot fi orice fel de servicii pe care le decide orașul. Inclusiv avionul? Adică, deci cumva... Orașul e decident. Okay. În principiu, avionul un pic mai greu de integrat, pe acolo e o chestie separată care ține și de autoritatea de trafic, dar deocamdată, să zicem, vorbim de mobilitate terestră. Mă gândeam, de exemplu ăsta, am mers Cluj-Budapesta, ai putea practic să-ți faci booking și la avion și odată ajuns acolo să ai o mașină pe care îți poți să o lăsi într-un fel sau altul. Da, e un use case posibil. Acum depinde foarte mult și de fiecare utilizator în parte cum își dorește să includă, să nu includă. Deja încep să apară hibriți. Adică, de exemplu, dacă te duci pe Google Maps și planifici o călătorie de la A la B, chiar dacă tu îi spui că ești sau vrei cu mijloc public de transport, sunt situații în care îți dă un Uber pentru că e mult mai rapid, ca și last mile, de exemplu, decât să aștepți un autobuz sau chestii de genul ăsta. Deci, să fie tot mai mulți hibriți în zona asta. De acord, de acord. Bun, hai să trecem acum la Sion. Da. Sunt rechis în jos să mai adaug legat de ce ați zis voi, cu use case-ul ăsta de Budapesta și mașini electrice. Cred că frumusețea la serviciile astea de mobilitate, până la urmă, vine din soluții multimodale. Niciodată, nu o să mai vorbim sau ar trebui să ne îndepărtăm de la chestia că vreau să merg numai cu mașina sau vreau să merg numai cu trenul sau numai cu avionul. Deci frumusețea vine să poți să integrezi toate capabilitățile sau toate părțile tradiționale sau nu pe care le ai în transportation și în mobility în general, ca să ai un added value pentru customer. Și da, dacă vrei să mergi numai cu mașina, bineînțeles, nu am spus inovația până acolo în care să poți face o călătorie până la Budapesta, dar multimodal solution o să rezolve chestiile astea. Bun, și spune un pic de... Acum am văzut servicii de mobilitate, chiar am văzut și un demo de la Accenture. Zine, nu știu dacă mai sunt și alte servicii de mobilitate la care... Noi în Accenture, we act pe două are. Facem consultanță și facem system integration. Și pe ambele părți, în afară de strategie și chestii genul ăsta, și pe ambele părți, worldwide,
În Accenture cred că facem de toate. N-aș putea, nu cred că este un om în Accenture care să poată să spună tot ceea ce facem în Accenture. Deci aflăm în fiecare zi cazuri de smart cities implementate în Nord America sau aflu din ce în ce mai multe chestii legate de China, mai ales legat pe partea de AI și chiar și de electrification China. Aș vrea să spun un pic ce facem noi aici cu echipele pe care le avem pe partea de connected vehicle, pentru că avem o echipă, un core team foarte strong aici în Cluj pe partea asta. Și tot ce înseamnă servicii de integrare, ziceai e-call și cu call center, cu premium e-call sau standard e-call, de legal e-call, all that. Activăm mult pe partea de telemetrie și date de mașină, colectăm datele de la mașini și le punem la dispoziție pentru mai multe use case-uri, unul fiind insurance telematics. De exemplu, să ai un plan diferit de asigurare la mașină în funcție de behavior-ul tău și cum conduci mașina. Un alt use case sau o altă arie legată de location services, tot ce înseamnă points of interest, tot ce îți apare ție în head unit sau în smartphone în funcție de unde ești, recomandări, hoteluri apropiate sau chestii de genul ăsta, navigație, deci tot ce înseamnă chestii legate de location services. Avem touch point-uri destul de interesante și quite innovative legate de autonomous driving. Aș putea să dau un exemplu care îmi place cel mai mult și cred că a fost prezentat aici în Cluj la un eveniment de un coleg de-al meu, cazul de teleoperations. Adică autonomous driving level 5 povestim în innovation workshop-uri, dar e departe de noi. Probabil că alții o să vorbească mai vână sau mai energici atunci când o să se întâmple asta, deci peste vreo 30-40 de ani. Și on the way se implementează soluții intermediare care să rezolve cazurile în care mașina autonomă nu poate să se descurce singură. Și unul dintre cazuri e remote driving, really remote driving, deci dacă vă arăt o poză o să ziceți că vine din jocurile de rally, dar pur și simplu cineva dintr-un call center, cum sunt call center-urile de Bosch, de exemplu, ia controlul mașinii, are pedale, are volan și cu hard feedback și tot ce înseamnă asta, ca să conducă mașina de la distanță și să o ducă la următorul safe place sau următorul loc în care de autonomous driving module poate să ia controlul și să ducă pasagerul mai departe. Deci ăsta e use case-ul de robotaxi. E, da. Deci se pun probleme și de scalabilitate și, de exemplu, câți call center operators, câți remote driver o să ai nevoie pentru o flotă de mașini. Acum se calculează că ai avea nevoie cam de 1 la 6 mașini în următorii ani. Nu sunt interesat și unul dintre challenge-uri acolo pe care lucrăm intensiv e legată și de conectivitate și în general, pentru că 5G iar e undeva departe și cum să faci să transmiți video-ul de la 6 camere din mașină la un back-end sau într-un call center, astfel încât să nu ai latency, jitter și tot ce înseamnă chestia asta, pentru că dacă adică o secundă la use case-ul ăsta înseamnă că ai dat un pieton jos de pe trotuar, poți să faci asta. Target undeva la 100 de milisecunde ca să transmiți video data over mobile network operators, deci over Vodafone și Orange, ceea ce chiar e un use case de care se mândri din punct de vedere a tehnologiei, ceva chiar foarte nou. Da, de curiozitate, bun, se întâmplă un accident, să zicem, calcă pe cineva mașina operată la distanță. Până la urmă, cine o să fie de vină? Ăla cu mașina sau cel care o conduce la distanță? Care poate a avut-o, or să zică, domnule, am pierdut conexiunea o clipă. Liability-ul încă e în gray zone, dar merge în direcția în care the mobility provider, care asigură serviciul end-to-end, o să fie cel liable. Și de aici apar alte discuții. Ok, dacă vrei tu ca mobility provider să ai asigurare în cazul ăsta.
ce fel de asigurare și ce model de business o să aibă insurance-ul ca să suporte astfel de cazuri. Și pe mai mult decât atât, cum introduci audit în sistemul tău, astfel încât să poți să faci reproducible, să înregistrezi video, să faci reproducible, astfel în cazul de, în cazul de litigii, să poți să vezi, ok, a fost remote operatorul de vină sau a fost pasagerul sau pasagerul de foarte puține ori sau celelalte mașini din trafic și chestii de genul ăsta. E un foarte interesant use case-ul. În grey area încă suntem departe de regulations în domeniul ăsta. Da, până la urmă toate tehnologiile noi au intrat disruptive și chiar, nu știu, dimineața sau de obicei în Cluj cel puțin găsesc mai ușor dimineața la 8 un Bolt decât un taxi în momentul ăsta, asta e sigur. Și chiar mă gândeam că toate tehnologiile astea trebuie să intre foarte disruptive în piață, în sensul că n-au avut aprobări, au intrat pur și simplu și după au văzut ce o să se întâmple. Cum vezi următorii pași? Crezi că tot aceeași abordare o să fie în zona asta? Tot așa... Adică, experimentală. Nu cred că nivelul de disturbance sau de... e neașteptat. Nu cred că e neașteptat. Adică te gândești la un nivel că face disturbing într-o piață atunci când nu este o nevoie și cineva vine cu o idee și pac, face bani din asta. Și foarte useful. Dar dacă ne gândim la soluții de mobility, nu cred că e chiar așa. Adică dacă ne gândim la aglomerările urbane, era un need să avem soluții de mobilitate care să facă orașele să respire un pic. Deci din punctul ăsta de vedere era un need și din punct de vedere a societății în general era așteptat. Într-adevăr vine vorba de disturbing, dacă ne gândim la anumite grupuri publice sau private care se văd cumva amenințate de chestiile astea. Dacă ne gândim la chestii private, ne gândim la the traditional OEMs, manufacturerii tradiționali de automotive, care se văd acum puși în fața unei competiții noi, care vin cu noi modele de business, pentru care ele nu sunt încă pregătite sau încă nu au velocity-ul necesar. Vin tech players cu un velocity mult mai mare în noi tehnologii și noi căi de a face bani. Pe de altă parte, spuneai de regulation și asta. Da, se simte asta, dar cred că e de așteptat. Adică guverne, primării, whatever it is, legiferează greu, studiază greu și nu cred că e pătura cea mai curajoasă a societății, ca să zic așa. Deci cumva, nici nu știu dacă ne dorim neapărat, pentru că ei trebuie să țină cont de toată societatea în ansamblu. Nu-i simplu să legiferez chestii de genul ăsta. Autonomous driving. Da, de acord, de acord. E foarte greu. Chestiile de etică acolo e destul de greu. Cel puțin așa văd eu chestia. Nu cred că pe partea de mobility e un disturbance așa de mare în ceea ce privește the people, societatea, dar atacă the traditional business. Asta e clar. Și noi simțim, de exemplu, că există un anumit nivel de îngrijorare și anumite investiții în piața automotive tradițională care vine să poate nu să câștige extraordinar de mult, dar cel puțin să secure business-ul pe care l-au. Și chiar aia e, și atât e foarte mare lucru. Am înțeles. Bun. Hai să trecem acum la Adrian. Adrian, dacă tu până la urmă lucrezi într-un fel de startup, cred că putem să zicem așa, nu? Putem să zicem un corporate spin-off. Un corporate spin-off. Dar dacă mâine ar trebui să-ți faci un startup de mobile services în Cluj, pentru Cluj, la ce te-ai gândit să faci? În primul rând, cred că mobilitatea e un domeniu așa de mare încât nu poți să-l ataci cu un startup de 2-3 oameni. Adică e nu, dar acum vorbim la modul ideal. Chiar că ai resurse și ai... Chiar la modul ideal, pentru că ține foarte mult de operations. Deci chiar dacă vii cu o idee genială, vorbim de oraș, vorbim de oameni mulți, vorbim de o chestie care foarte... se simte foarte reală, deci nu e ceva virtual, nu e pe internet, nu e pe... Și atunci
E greu să cred că o să fie startup-uri care o să aibă impact semnificativ și care o să aibă 2, 3, 5 oameni. Deci aici toate startup-urile, că chiar și un sharing de biciclete sau de trotinete, în spate are niște sute de oameni și doar un serviciu cu o aplicație și niște device-uri. Deci specificul cumva, sau hai să zicem că este un high barrier to entry. Cum discutam mai devreme de subiectul legiferării, să zic, sau așa, cred că sunt soluții și în momentul de față există autobuze autonome sau metrou, de exemplu. Acolo cred că e destul de standardizat procesul, să zic, de cine e reliable și la fel se întâmplă și compania aeriene. Dacă se întâmplă să cadă un avion, oarecum compania aeriană își asumă liability-ul pentru treaba asta. Evident că o să fie servicii care o să prindă mai greu din cauza asta, pentru că o să se tot, ca și cu schimb, cu încălzirea globală. Și există servicii care deja sunt o nevoie și atunci, chiar dacă într-adevăr nu se iei cei mai rapizi, ca să reiau ideea cu autoritățile publice, totuși sunt zone în care se mișcă chestii. Acum, săptămâna trecută am fost în Olanda, ei au deja la nivel național un proiect de MAS, cu șapte inițiative separate, orașe care implementează soluții MAS, oarecum în încercarea, sau sub o umbrelă unică. Deci guvernul a intervenit și a zis, uite, trebuie să faceți un standard prin care, exact ca și la călătoria cu avionul, nu poți să ai reguli în fiecare țară cum te taie pe tine capul. Trebuie să ai autoritate care să integreze... Corect, da, trebuie, da. Cam la fel și cu mobilitatea sau, nu știu, cu căile ferate. Nu poți să zici, domnule, la mine calea ferată de 50 de centimetri lățime și la mine de 100, deci există. Sau celebru caz cu prizele. Deci se merge spre direcția asta de standardizare, iar actorii sunt mulți, sunt cu interese diverse, dar cred că la un moment dat tot o să se întâmple o legiferare de facto. Chiar dacă o să legifereze, de fapt, situația în sine, nu neapărat. Păi am văzut că încet, încet, de exemplu, trotinetele încep să fie legiferate și alte chestii, eu știu, folosite. Bun. Ionuț, o să mă întreb întrebări diferite ca să nu mai okay. Și târziu și nu vreau să ținem mult. Am văzut că în domeniul de, hai să zicem, tot mobility services, putem discuta de VR și AR, augmented reality în zona de cumpărări de bunuri sau până la urmă, sau de făcut, de exemplu, telemedicina. Ce părere ai despre genul ăsta de servicii? Cum vezi viitorul lor? Înainte să răspund, să completez un pic ideea lui Adrian. E foarte important în toată zona de startup-uri trei lucruri, se numesc trei T-uri. Team, technology și traction. Team și technology le poți influența tu. Ideea e că traction-ul trebuie să existe pe piață, adică trebuie să găsești o nevoie care chiar există pe piața respectivă. Am fost și într-un program intern de startup-uri în Bosch, aveam o platformă, Grow Platform, care e chiar pentru startup-uri și am început cu customer interviews, adică efectiv să vezi dacă ideea ta chiar îi un pain pe piață. Și în momentul în care scoți pe piață sau vrei să pornești un startup, trebuie să te asiguri că rezolvi o problemă. Corect. Dacă nu, nu o să... Adică, probabil, mai nevoia omului și business înainte de tehnologie. Exact, exact. Și după aceea, tehnologia o poți dezvolta tu cu o echipă potrivită, dar trebuie să fie nevoia respectivă care o Și dacă o rezolvi. Aveți spin-off-uri în Bosch sau startup-uri? Avem startup-uri, sunt și publice, dar sunt și publice pe Grow Platform. Ok, dar zi-ne un pic ce este, adică care e abordarea? Din toate domenii, care e abordarea noastră, da, a platformei, e pentru angajați Bosch care doresc să facă un startup, obții susținerea unui mentor, a unui coach. Și există diferite programe. La început, prima dată se evaluează ideea, după aceea ai un Value Proposition Canvas în care vrei să te asiguri că business model-ul e corect și aici te focusezi foarte mult pe business model, pe partea de potențiali clienți de pe piață. Și e un program în faza respectivă de 10 săptămâni și acolo faci multe pivotări în care îți schimbi ideea inițială pe care ai pornit,
Și deci după cumva ce e la nivel de business în momentul ăsta. E la nivel de business. Da, da. E pur la nivel de business. Da. Bineînțeles, te ajută foarte mult să ai și o parte de prototip pe care poți să efectiv să evaluezi ideea respectivă și să știi că e posibil tehnologic să o dezvolți. Foarte fain. Și sunt idei, cel puțin de la birou din Cluj? Sau îs implicați oamenii, vor să intre în program? Da, da, sunt adică implicați, am fost în diferite etape, pot să spun că ideea noastră am oprit-o. Am fost în program și am oprit-o pentru că nu am găsit un business model suficient de bun pentru ideea noastră. Poate prea devreme. Prea devreme, nu era cerere pe piață suficientă de mare. Era cerere, dar nu pentru a crea până la urmă o companie suficient de mare ca să fie viabilă. Am înțeles, da. Scopul pe termen lung trebuie să fie, bineînțeles, un business mare. Da, asta e complicat și da. Bun. Și cumva, către ultimele întrebări, cum vezi Clujul și serviciile de integrare, serviciile de mobilitate în 2030? Azi fiind în 2019-2020, în 10 ani, să zicem. Eu observ tot mai mult un interes față de cetățean și față de bunăstarea cetățeanului, adică și reducerea poluării. Și în Cluj-Napoca, în ultimul timp. Mă bucur de asta și vorbeai de partea de multimodal. Așa o văd și eu. Deci văd că serviciile pe care o să le avem în 2030 se depinde foarte mult de ceea ce vrem să facem. Adică dacă eu vreau să merg la aeroport într-o dimineață, să mă aștepte deja, eu îmi pun în calendar când am zborul, să vină un taxi la mine și să mă aștepte și să merg direct la aeroport, fără să trească să-l comand eu. Dacă vreau să merg la servici în centru, să pot să-mi iau o trotinetă și să merg rapid până în centru și m-aș bucura că la serviciile respective să contribuim și cu biroul nostru din Cluj. Ar fi super. Bun. Adrian, tu cum vezi viața peste 10 ani? Cred că la nivel de oraș probabil că o să avem autobuze autonome, cum ziceam, astea sunt mai ușor de pus în realitate. Pe partea de transport, cred că transportul public e oarecum coloana vertebrală, dacă vrei, la nivel de orașe cel puțin. Deci el va fi principalul generator de soluții, să zic, integrat cu diverse chestii. Nu văd foarte multe integrări însă la nivel de companii private, pentru că acolo probabil o să fie în continuare interese diferite, dar oarecum aș compara cu situația telefoniei mobile din 96, când erai în rețeaua ta și aveai cumva niște beneficii și cumva când ieșai din rețeaua ta erai taxat suplimentar. Cam așa va fi și aici. Deci pe transport public, în orice formă, că vorbim poate de autobuze sau chiar trotinete, biciclete, primărie, deci tot ceea ce ține de public se va încuraja, iar când ieși din rețea și iei, nu știu, taximetre sau alte chestii, asta cuplat și cu anumite taxe poate pe emisia de carbon la nivel individual. Deci în momentul de față taxăm mașinile, dar s-ar putea să existe și taxe la nivel de cetățean în funcție de ce comportament are el ca adică și... Adică dacă zbor cu avionul până în state, automat ești taxat un pic pentru că ai folosit un avion care poluează teoretic mult mai mult decât restul chestii. Aia e inclus în bilet cumva taxa respectivă, dar la nivel local cred că o să fim taxați în funcție de, nu știu, folosesc mașina în oraș, o să fiu taxat suplimentar față de cineva care merge pe jos. Sper să ne ajunge ca în China, adică nu. Sper să nu ajungem un fel de Big Brother care știe că eu azi am umblat cu mașina și ieri am umblat pe jos. Că mi se pare că ajungem într-o societate în care... E invers. Îți dăm, uite, de exemplu, discutăm cu Oslo în momentul de față și ei vor să îți dea reduceri la impozit dacă ești cu preponderență umblător pe jos. Dar cum află că sunt umblător pe jos? Păi dacă ai soluții care să permită chestia asta. Da, da, cred că trebuie să avem grijă și de privacy un pic, pentru că poți să ajungi în alte... Nu zic că... Nu coercitiv, ci prin stimulente. Adică e opțiunea ta să subscrii și să-ți deduci taxe și alte chestii care pot fi... sau să obții beneficii, nu știu. Da, da, bine, acum îți pui o brățară pe mână și văd așa că umbli. Poate nu 2030. Păi aia, da, și... Adică îți pui tu brățara.
Nu-ți spune da, nimic. E da, e subscriber based, da. Adică... Da, și după aia nu o să mai poți merge cu autobuzul când ai brățară și... Da. Bun. Simeon, tu cum vezi lumea în 10 ani? Cred că sunt multe idei. Nu știu dacă până în 2030 velocitatea impactului soluțiilor de mobilitate o să depășească velocitatea aglomerării orașului. Nu știu. Asta e un calcul pe care se face în toate marile organizații urbane. Deci tot timpul sunt două chestii care cresc și trebuie văzut unde eficiența soluțiilor de mobilitate o să depășească aglomerarea, pentru că este un mega trend global, aglomerarea urbană. Deci nu știu, mi se pare că aici în Cluj și prin companiile la care lucrăm și companiile la care lucrează în Cluj avem foarte multă substanță și foarte mult material de unde putem să aducem idei și să executăm chestii. Ce mi-aș dori? Mi-aș dori să ajungem în 2030 să fim la nivelul de mobilitate în Cluj ca și orașele unde se implementează soluțiile de mobilitate pe care lucrăm noi acum. În sensul da. În care mi-aș dori, asta ține foarte mult de nivelul de investiții pe care o societate și-l permite, dar bineînțeles dacă ne uităm la companiile din Cluj care fac soluții de mobilitate, sunt scumpe soluțiile de mobilitate, nu e ceva ieftin, se implementează prima dată în marketurile care au bani să investească în chestia asta, chiar dacă noi contribuim foarte mult. Deci mi-ar plăcea cumva să văd că ajunge Clujul la același nivel de eficiență în mobilitate. Și să contribuim poate prin asta și pentru Cluj. Noi idei și energie cred că avem și poate că sunt și inițiative locale legate de asta și probabil că toată lumea știe de ele în care putem să contribuim. Da, ar fi interesant direct. De aflat. Da, ar fi așa. Interesant. Ca proiect de comunitate. O singură chestie apropo de 2030. Sunt niște date care se estimează că în 2030 Cluj o să aibă cam la 1 milion de oameni. Bine, nici așa mult, mă gândeam că 2-3 ani nu s-a ajuns la 1 milion. Adică dacă e ce în jurul Clujului și care... Bine, oficial Clujul are 350.000 pe date statistice, deci la plus ultimul recent sămân. Plus, da. Zonă. Neoficial 600.000 și 2030 se estimează 1 milion. Trebuie să ne gândim în paradigma asta. Deci cumva, cum va fi Clujul peste 10 ani ca și habitabilitate în contextul în care vom fi aproape dublu. De acord. Acum o chestie funny un pic. Mergeam, umblu destul de des cu autobuzul, mai ales când duc copiii la școală și observam zilele astea, de exemplu, pe autobuzele din Cluj nu-i niciun text în engleză, deci tot e scris în română. Asta apropo de deschidere. Sau informații despre traseu și toate celelalte. Bine, în rest e foarte fain, adică îți fascina că poți să plătesc cu telefonul, să-mi iau un bilet din autobuz sau să scanez un QR code sau cu cardul, adică cred că nu mai merge sau într-o vreme nu mai mergea. Dar și s-a schimbat mult, adică dacă mă uit cum era acum 5 ani și cum e acum, e fabulos și se vede chiar pe zona asta o creștere mare, care cred că se și ăsta e unul dintre scopurile principale până la urmă. Eu cred că apropo de ce spuneai, cred că și de datoria noastră să aducem chestiile astea acasă, adică într-o formă sau alta să încercăm să folosim Clujul și pe post de pilot pentru diverse inițiative, pentru că nu prea ai cum să ai credibilitate afară dacă tu la tine în oraș nu aplici ceea ce... Deci cumva trebuie să pornim de aici, zic eu. Da, de acord. Poate, uite, poate Boșu puneți un autobuz autonom până în Jucu și înapoi. Da. Bun. Dacă mai... Da. Numai un pic vreau să zic că, într-adevăr, așa e. În aceeași măsură, cred că trebuie să învățăm și la cum se pun ideile sau cum se face brainstorming la idei în afară. Pentru că se merge foarte mult și știți foarte bine pe ideea de business first. Și acolo oamenii au într-adevăr mult mai mult timp decât noi, pentru că noi avem foarte mult timp pe piața din România sau în general pe piața este europeană, mult mai mult timp se
consumă în execuție decât în ideation și new business cases și chestii genul ăla. În marketurile tradiționale, acolo unde oamenii sunt mult mai aproape de business și știu mult mai bine business-ul, se investește mult mai mult în brainstorming și ai mult mai multe șanse să ai business case-ul potrivit și ideea potrivită atunci când tu încerci 100 și ai timpul necesar să pui în POC-uri 100 de idei. Dacă ai timp mai limitat și nu investești în asta, atunci se limitează și șansele. Și poate asta trebuie să aș aduce un pic din afară, asta aici, să investim noi și cu companiile noastre ca și oraș și noi, la nivelul personal, mai mult în chestia asta de ideation. Cred că problema e și, cred că ar fi, ce ziceai înainte, ar fi să experimentezi, dar Clujul e și destul de tradițional ca oraș. Nu cred că, hai să zicem că vii mâine cu o idee nouă, care poate nu mai există nicăieri, slabe șanse să fii lăsat oficial să pui în aplicare sau în testare, cred. Asta o văd ca o limitare. Probabil că o să se mai schimbe, dar... Aș spune chiar mai mult. Nu cred că e o chestie neapărat de a fi lăsat. Cred că oportunitatea vine acolo unde alții vin și investesc. Deci nu numai că te lasă, dar văd oportunitatea și investesc în ea. Da, asta ar fi grozav să le complici. Ce aș completa eu e că totuși IT-ul e un sector puternic, adică 15.000 de specialiști cu familiile lor. Da, din păcate tot mai lucrează. Nu, de acord, dar noi suntem, statistic vorbind, o populație sau un procent semnificativ al orașului și da, pleacă de la acțiuni civice. Dom'le, noi vrem soluții de ABCD și atunci în felul ăsta împingi politicienii să facă o schimbare, să adopte ceva nou. Corect. Nu și primăria și, totuși, și primarul e destul de deschis la tehnologie. Deci avem, trebuie văzut. Chestii electrice, avem, deci se întâmplă chestii, nu suntem chiar atât de tradiționaliști și cred că este și un apetit, ai dreptate că suntem tradiționaliști la nivel de cetățean, ca instituție publică ne place să facem chestii, să ne uităm la ce fac alții, să aducem, să... Nu mai zic apoi de faptul că tehnologic vorbind avem telefoane, internet de viteză, toate celelalte, unde nu stăm rău ca și nație. Da. No, putem să ne organizăm cu un proiect comunitar pe zona asta. Ne vedem în Piața Unirii și... Păi da, facem o listă de e-mail și... Bun, întrebări. Îl avem pe Loran, care a fost foarte activ astăzi. O întrebare pentru Ionut și pentru Simeon. În contextul... E pe domeniu. În contextul în care scade în fiecare an car ownership-ul și majoritatea companiilor producătoare de mașini își fac propriile flote pentru car sharing, pentru servicii de mobilitate, cum vedeți business-ul vostru schimbându-se în următorii 10 ani, având în vedere că vi se va reduce drastic numărul de clienți la o mână care efectiv vor conduce trendurile în mobility? O să-ți dau un exemplu pe partea de electrificare, pentru că ăsta e un domeniu în care majoritatea producătorilor de mașini acum se îndreaptă. Trendul, da, este descendent. Deci clar o să scadă în continuare numărul de mașini care se vor vinde, nu o să mai fie ascendent ca și până acum. Și o să se mențină așa, astea sunt estimările pe care le avem în momentul de față. Ideea e că avantajul care l-ai ca și un supplier e din partea de volum. Un producător de mașini, oricare producător de mașini, poate să producă un volum de motoare electrice pentru mașinile lor. În momentul în care tu, ca și supplier, poți să produci motoare electrice pentru 10-20 de OEMs, poți implicit să le oferi la un preț mult mai mic decât și le-ar putea produce ei. Așa și cu partea de tehnologie, că poți fi și așa rămân cross, mai puțin pe piață. Cross-domain. Deci, unele dintre tehnologii poți, prin partea de volum, să acoperi și să oferi un avantaj mult mai mare. În altele, bineînțeles, trebuie să aduci inovație și tehnologii noi. De-aia și Bosch oferă tot mai mult parte de servicii.
pentru că și acestea o să crească piața, dar asta piața de servicii o să crească global. Și atunci, bineînțeles, că și partea pe care noi vrem să avem din servicii e tot mai mare. Și atunci venim cu noi soluții de servicii. Deci nu văd neapărat o concurență în toate domeniile, poate în unele domenii o să fie, dar în majoritate o să fie și parteneriat cu producătorii de mașini. Îți dau un exemplu, partea de condus autonom. Partea de condus autonom clar se face în parteneriat cu noi, spre exemplu. O singură întrebare, Ionuț. Da. Ziceai de program, mă gândeam la ce vorbeam de proiecte pentru Cluj. Uh-huh. Poate în startup-urile alea voastre lăsați și din exterior, știi? Și atunci cumva să se meargă pe service mobility, nu înțeleg de ce trebuie să fie un angajat Bosch, unul la mână. Ăsta e programul de care ți-am spus eu. Știi, avem și programe pentru startup-uri externe. Da, ok, deci este și avem și ceva. Venture Capital, avem okay. Și Bosch Venture Capital. Deci, teoretic, este dacă, uite, toate serviciile. Nu știu, eu am mâine o idee bună și vin la voi, teoretic putem să povestim și să facem un plan la o adică. Și atunci se pot întâmpla și proiecte comunitare în momentul în care ai și un pic de suport. Și există diferite modele de business cu startup-urile, bineînțeles că avem. Ok, bun. Fie parteneriat cu ele, fie ajungem să ne cunoaștem, ei să devină supplier pentru noi, sau noi să le oferim tehnologie, sau la un moment dat chiar să fuzioneze cu noi, da. Sau la venture capital în care noi să investim ca ei să crească în continuare. Da, deci există. Asta e pentru startup-uri externe. Ce am povestit eu e special pentru startup-uri care provin din Bosch, idei ale angajaților Bosch. Am înțeles. Deci cumva tot ajung eu să-mi fac spin-off. Motocicleta aia electrică. Te așteptăm. Bun. Da, vreau să zic o întrebare foarte bună și în bordurile majorității companiilor care fac business-uri, fie direct, fie că sunt direct OEM-uri, car manufacturers, fie lucrează cu ei. Pentru că întrebarea ai pus-o relativ la companiile noastre. Poate că sunt un pic curajos spunând asta, sau nu știu dacă intru în ape tulburi. Accenture fiind un system integrator în general, părerea mea, my humble opinion, e că o companie de consultanță și system integration ca și Accenture e avantajată de dinamică pe piață. Pentru că companiile de genul ăsta sunt mult mai flexibile și au skill-uri very broad. Dacă compari o companie de consultanță și system integration cu o companie de very deep engineering, flexibilitatea e total alta. Și pe lângă asta, dacă mergem în chestiile de mobility, business-urile de mobility înseamnă ecosistem mai mult decât in-car development. Prin natura business-ului include mult mai multe integrări. Integrări între servicii de companii care fac app-uri, charging, engineering and all that. Și asta, într-adevăr, sunt business-uri noi, oportunități noi, trade-uri noi pentru unele companii, dar în general eu văd o foarte mare oportunitate pentru Accenture pe chestia asta. Și asta vine și pentru Adrian. În urma răspunsurilor voastre, ce vi se pare mai important, engineering-ul sau in-car experience-ul? Un răspuns scurt, că deja e târziu. Eu zice că și in-car experience-ul e tot engineering. Deci până la urmă, știu la ce te referi, nu faci silicon design, it's a different type of engineering, dar modalitatea de ideare și de a găsi soluții și modul cognitiv în care ajungi la soluțiile potrivite, aș zice că e aceeași. E greu de dat un răspuns și știu încotro merge întrebarea ta, de asta m-aș și feri să am un răspuns foarte concret la chestia asta. Dar cred că ambele sunt un aspect foarte, foarte important. Unele OEM-uri, unii car manufacturer-uri, chiar dacă până acum, numai mult de 6 luni, mergeau foarte mult pe direcția asta de mobility și cred că știe toată lumea despre ce e vorba, vin cu schimbări de CEO, schimbări de strategie,
în care spun, ok, business-ul nostru tradițional e să facem mașini, vrem să le facem bine, vrem să câștigăm din scalabilitate acolo și din eficiență pe numărul de mașini și poate că o să facem increase la price pentru că o să le facem cel mai bine și poate lăsăm partea de experience și digital services și mobility în seama partenerilor. Sunt tendințe foarte, foarte variate. Depinde de car manufacturer. Și mai adăuga o chestie. Ce văd eu în discuțiile cu prospecții noștri, chiar dacă noi suntem tradițional o companie de software, vin cu niște request-uri care ar părea ciudate, și anume la cine o să sune clientul când o să creșuiască aplicația. Și atunci, practic, trebuie să vii, cred că, de fapt, se va merge spre customer experience. Cred că ăsta a fost succesul și din spatele Uber, nu neapărat că o reinventat e vreo chestie, ci doar ți-a oferit o experiență mai bună pe segmentul de transport. Și cumva va trebui să faci chestia asta dacă vrei să pătrunzi într-o astfel de piață. Cred că ăsta e... Acum depinde, că-s două direcții. Poți să te duci la economy of scale, care e mantra Toyota de manufacturing de prin 85, sau poți să te duci la innovation, care e Apple, fiecare cu plusuri și minusuri. Vrei să răspunzi? Da, vreau să răspund și eu, pentru că eu nu văd numai in-car experience, văd în general customer experience prin tehnologie. Până la urmă, prin tehnologie vrei să atragi lumea și să-i oferi o experiență bună. Deci asta o văd în general. Customer experience e importantă. Asta până la urmă. Probabil că Mercedes nu să-și permite să facă o mașină proastă numai de dragul designului. Eu nu, sincer, eu nu le-aș vedea în conflict, ci împreună. Bineînțeles, fiecare o să aibă o anumită balansă, o importanță în faza de dezvoltare, dar nu le-aș vedea ca și în conflict una cu cealaltă. Asta Bun. Cred că o să varieze pe parcursul development-ului. Așa Bun, haide să... Uf, n-aș spune lucrul ăsta, nu, deloc. Bun, și acum hai să terminăm. O întrebare așa rapidă și terminăm. Când crezi că o să avem mașină zburătoare și roboței prin casă? Da, eu am roboței prin casă. Un roboței care să fie mai mult decât Rumba, deci un roboței acolo să facă ceva. Mașină zburătoare există deja. Nu, când o să avem pe drum? De când e pe drum, nu e zburătoare. Păi lăsați-mă să-mi pun întrebarea. Pe drum... Velocopter sunt. Robot și acțiunea în 2034, poate, nu? Dacă în 2004 era la categoria science fiction și s-ar putea ca în 2034 să fie la thriller. Da, și chestia e că a fost și ăsta... Adică dacă te uiți la ce face Boston Dynamics și suntem în 2020, eu zic că în următorii 14 ani nu e exclus să avem roboțelul din aerobot. Bine, alea zesul... A, ok, pe aia vă întrebam, deci în 14 ani... Da, 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 da. Eu zic că în 14 ani e foarte plauzibil să fie... Da, acum, am avut și Blade Runner făcut acum 20 de ani și tocmai a fost nu de mult ziua în care se executa acțiunea filmului. Da, a fost și Blade Runner. Da. No, bun, cam cât credeți? Deci... Eu aici nu pot să dau un răspuns, okay. Pentru că de fiecare dată așteptările noastre sunt... Dacă ne uităm la hype cycle de la Gartner, ne uităm la tehnologii, vedem, e un hype foarte mare pe tehnologie, avem așteptări foarte mari de la ea și după aceea când începem să dezvoltăm tehnologia, începem să ne lovim de foarte multe obstacole și asta ne face un delay la partea Bun. De release în serie destul de mare, deci nu pot să spun. Nu pot. Un an. Adrian, tu cam când aici? Să avem roboței și mașini zburătoare. Cred că utopia din iRobot era doar faptul că o să fie puși roboți în slujba umanității. Eu aia nu vă se întâmple. Adică scopul să facem roboți ca să facem viața oamenilor mai bună, nu prea mai cred în Moș Crăciun. Da, dar nici să ai un robot care îți aspiră prin casă, nu e ok. Nu, vor fi. Cred că o să poată fi capabil de multe chestii, dar o să aibă altă motivație. Acum nu vreau, da, da, ok, deci vreau roboței care, nu știu, să fac curat și să fac ceva de mâncare. Da, cam bun 15 ani, aș zice eu, aproximativ. Și mașină zburătoare? Da, avem. Este deja un soi de dronă. Bun, o mașină zburătoare acceptată de public. Da, este Dubai. Nu o să e ca și așa am văzut și eu, dar cumva să... una, nu știu... Exact, sau când pot să-mi cumpăr în Cluj și să pot să mă duc legal pe drum cu ea.
E ca și cum ai fi întrebat acum 10 ani când o să vedem o mașină electrică, cumva, știi? Alea era, vorba aia, erau și, da, erau... Acum 10 ani. 80, da, primele au fost electrice, da. Nu, acolo nu cred că a fost neapărat tehnologia cât bateriile, cât doar motoare aveam. Da, dar zic, uite ce ușor au intrat, adică ne-am obișnuit cu ele, deja numai 5 știe ce. Păi da, dar nici nu avem mașină electrică. Nu avem noi, are, nu știu, Voicu, de exemplu, dar vezi, adică e mainstream deja, nu-i... Da. Na. Bun. Simeon, dacă ai ceva... Eu promit că o să meditez la asta de Crăciun. Bun. Dacă trece moșul pe la mine, o să-l întreb, poate când ne aduce cadourile respective și vin cu... Bun. Nu cu un răspuns, poate cu un eseu pe tema asta anul viitor. Vezi că te ții minte. Bun. Bine. Mulțumim mult. Hai să aplaudăm pe invitații noștri.